În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în dimineața aceasta, la Sfânta Liturghie, s-a citit minunea înmulțirii pâinilor. Mântuitorul Hristos predica, vindeca bolnavi, dar la un moment dat Sfinții Apostoli au spus așa: Doamne, dă-le Tu să plece, să mănânce, că vor leșina de foame. Dați-le voi să mănânce. Se pare că un băiețel a fost trimis de mămica lui și mama i-a spus să fii foarte atent ce va spune Iisus acolo. Și a fost atât de captivat băiețelul încât 3 zile a uitat să mănânce. Și Filip a spus, este aici un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Și dacă vrei, el le dă. Și l-a întrebat pe băiat, băiete, tu vrei să le dai toate? Cu bucurie le dau Mântuitorului. Și Evanghelia spune că Iisus le-a luat în mâini, le-a binecuvântat, le-a frânt și apoi a spus, da, trebuie să mănânce. Și le dădeau și le dădeau și le dădeau și au ajuns, Evanghelia spune, la 5.000 de bărbați, afară de copii și de femei. Și cum le dădeau pâinea și peștii se înmulțeau. Și la urmă Hristos a spus, strângeți fărămiturile. Le-au strâns și uimitor, 12 coșuri de fărămituri s-au strâns acolo. În dimineața aceasta ne vom uita la un Hristos puternic care vrea să împlinească nevoile noastre fizice și nevoile noastre spirituale. Noi le avem și pe unele și pe altele. Vom învăța câteva lecții. Și prima lecție am intitulat-o așa: nici o problemă nu-i prea mare ca să fie rezolvată de Hristos. Repet și ascultă-mă cu atenție. Nici o problemă pe care o ai dumneata sau oricine ar avea-o nu-i prea mare ca să poată fi rezolvată de Hristos. Atunci a hrănit vreo 15.000 de oameni. Asta îmi spune două lucruri. Că îi pasă, că are milă de neputințele, de bolile, de slăbiciunile, de nevoia fiecărui om, dar numai că are milă, are și putere să facă. Cunosc o familie care a avut mai mulți copii și una dintre fete s-a născut cu o gaură în inimă. Au făcut cercetări în Europa, au ajuns în Germania, i-au făcut mai multe demersuri, consultări și urma ziua cu operația. Dar această familie, înainte, au avut aproape un jumătate de an, miercuri, vineri, de post ajun, să pregătească fata pentru operația aceea grea. Când au ajuns în Germania și au refăcut vizitele și filmulețele la inimă, doctorii au spus, da, i s-a întâmplat ceva. E ca ceva care s-a lipit, nu mai este nicio gaură. Și fata a mers acasă, e doctorița astăzi în Târgu Mureș, dar tatăl ei a spus, noi ne-am rugat lui Dumnezeu și am așteptat minunea de la El și El ne-a confirmat că e bun și e puternic. Ascultă-mă, nu știu care e neputința ta, nu știu care e boala ta, ceea ce vreau să-ți spun e că lui Hristos este milă de tine. Îi este milă de tine și de neputința ta și El poate, înainte de a ajunge la operație, să o rezolve. Poate să se atingă de tine. Dar nu numai de neputințe fizice. Poate că ai anumite dependențe. Ești dependent de te. Poate că nervii nu-i poți stăpâni. Poate că timpul nu-l poți gestiona. Poate că mânci prea mult. Poate că bei prea mult. Hristos îți poate da putere să te stăpânești și să duci o viață normală. Prima lecție e așa. Nici o problemă nu-i prea mare ca Domnul să nu o poată rezolva.
Și mai e un adevăr aici. Auzi, puținul meu și puținul tău, pus în mâna unui Dumnezeu, El îl face mult, îl înmulțește. Problema cu noi așa, spunem, am puțin, cum să mai împart? Trag mai spre mine. Lucrurile în împărăție sunt altfel. Cu cât împarți la alții, cu cât binecuvintezi pe alții, ești binecuvântat și tu și bunurile tale. În Scriptură există un episod undeva în Sarepta Sidonului. Ilie e trimis de o văduvă și spune: fă-mi ceva de mâncare, domnul meu, am puțin puțin ulei, am puțină puțină făină, fac de mâncare mie și fiului meu și vom muri. Și Ilie spune: nu, 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 fă-mi întâi mie și apoi faceți-vă vouă. Și Scriptura spune că a făcut așa și cât a ținut seceta și foameta în Israel, uleiul și făina n-au scăzut din oală. Ascultă-mă, puținii tăi bănuți, mâncare, sănătate, dacă le pui în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu le poate înmulți. Am auzit povestea unui rege. Trecea regele și un cercetător s-a dus repede înainte și a spus: Măria voastră, dați-mi ceva! Și regele a spus: dă-mi tu întâi ceva. Ce să vă dau eu? Eu un cercetător la un rege. Totuși, hai să-mi dai ceva. N-am nimic, a spus cercetătorul. Dacă nu dai nimic, nici eu nu stau nimic. Cercetătorul s-a căutat și a găsit o portocală mică. Și imediat a scos-o, i-a dat-o regelui și regele imediat a scos un ban mare de aur. Și atunci cercetătorul a spus: stai că mai am. Și a căutat semințe și să-i dea, să-i arunce. Și regele a spus: nu, nu, nu. Numai ce-ai dat de la început din inimă, aceea se pune. Dragii mei, ce dăm din inimă și cu cât dăm mai mult, dăruind, vei dobândi. E o lege asta. Oamenii care dăruiesc, dobândesc pe Dumnezeu, dobândesc iubire, dobândesc bunătate. Oamenii zgârșiți sunt mereu nefericiți. De aceea eu te îndemn. Dăruiește, frate, din mâncarea ta, din băunuțul tău, din hăinuța ta, le vei găsi într-o zi în împărăția lui Dumnezeu. Dar până atunci, alții și Dumnezeu prin alții te va binecuvânta pe dumneata. Nu-i niciun lucru prea mare, prea greu, ca Hristos să nu-l poată face. Du-te cu problema ta la El. Doi, puținul tău, nu fi zgârcit, frate. Pune-l în mâna lui Dumnezeu și spune: Doamne, aici sunt doi bănuți ca văduva, ți le dau ție și vei vedea că, virgulă, casa ta și viața ta va fi binecuvântată. Dar este o lecție aici mult mai profundă. Dragii mei, dincolo de haine, de îmbrăcăminte, noi avem nevoi spirituale. Sufletul nostru putem mânca câtă pâine și slănină vrem. El niciodată nu se satură până când nu se unește cu Dumnezeu. Când s-a unit cu Dumnezeu, când îl găsește pe Dumnezeu, atunci se satură și spune: Doamne, sunt împlinit, îți mulțumesc că Tu m-ai săturat. Și vreau să știți că minunea aceasta, Iisus face atunci două lucruri. Ia pâinea și o frânge, o binecuvintează și o frânge și o dă ucenicilor. Și asta ne duce la jertfa de pe cruce. Hristos pe crucea de la Golgota s-a frânt pentru noi. Eu nu știu ce reacție aveți dumneavoastră când eu rostesc: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. E trupul lui Hristos. Ochii mei sunt atingiți la acea cruce și îl văd pe Fiul lui Dumnezeu care dă maximul de iubire, își dă trupul pentru mine și apoi rostesc: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Și văd picul de sânge, Hristos își dă sângele pentru mine. Și asta ne invită, iubiți credincioși, la cina Lui, la masa Lui. De fapt, când noi ne împărtășim,
se întâmplă mai multe lucruri, voi spune doar trei în dimineața aceasta. În primul rând, când ne împărtășim, noi ne reîntâlnim cu Hristos. Când noi ne împărtășim aici din Sfântul Potir, noi ne reîntâlnim cu Hristos. Hristos a frânt pe Golgota și acum spune, Fiule, te iubesc, te iubesc, te iubesc, vino și te reîntâlnește cu mine. Și când noi luăm din potir, ne întâlnim cu Hristos cel Viu și primim energie și putere. De aceea vă provoc, faceți-vă timp cât de des, cât de des și întâlniți-vă cu Domnul Hristos. În al doilea rând, împărtășania înseamnă o revitalizare a vieții spirituale. Iisus a spus, eu sunt pâinea vieții, dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, în fiac va trăi. Și pâinea aceasta e trupul meu care îl dau pentru viața lumii. Dragii mei, împărtășania, țineți bine minte ce vă spun, e medicamentul nemuririi. Medicamentul nemuririi. Cine se împărtășește cu Hristos în mod real, nu superficial, nu mai moare niciodată. Viața lui se energizează. Ba mai mult, Scriptura spune, cocărui rană ne-a vindecat. Spune altfel, în rănile lui suntem vindecați. Când luăm trupul și sângele Domnului, ne vindecăm. Ne vindecăm. El are puteri curative în viața noastră. De aceea vă provoc, veniți la întâlnirea cu El. De aceea vă provoc, vino și ia și revigorează-te spiritual. Și mai e ceva. Când ne împărtășim, noi spunem, Doamne Iisuse Hristoase, te iubim și ne rededicăm ție. Și vrem ca cealaltă vreme a vieții noastre să o trăim pentru tine. Înmulțirea pâinilor înseamnă Hristos are putere să rezolve problemele tale fizice. Vino cu credință. Apoi, Hristos are putere și vrea să te împlinească spiritual. El spune așa, iată eu stau la ușă și bat. Bate chiar acum, chiar acum. Dacă aude cineva ce spun eu sau glasul meu, va deschide ușa. Eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Vă provoc, vă provoc. Măcar o dată pe lună, e puțin, dar măcar o dată pe lună, să vă spovediți, să vă comunicați. Veți vedea că viața dumneavoastră fizică, viața spirituală, viața de familie va fi altfel. Hristos e putere și El se dă. Doamne ajută-ne! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.